Problema câinilor fără stăpân este pe departe de a fi rezolvată aici, la Giurgiu, atâta timp cât astăzi de dimineață jandarmeria a fost solicitată să intervină în ajutorarea unui cetățean care a rămas prizonier în propria curte din cauza unui câine agresiv. Se pare că pentru jandarmii noștri nu este o solicitare ieșită din comun, atâta timp cât în luna septembrie 2013 au mai intervenit la încă două astfel de cazuri. Un câine agresiv a reușit să creeze spaimă astăzi de dimineață pe șoseaua Alexandriei. O familie de giurgiuveni a avut parte de o surpriză neplăcută când au vrut să iasă din curte. Oamenii au fost atacați chiar în propria gospodărie de un câine maidanez. De frică să nu fie mușcați de animalul furios, giurgiuvenii au apelat la numărul de urgență 112 pentru a cere ajutor. Cei ce au intervenit prompt în salvarea acestora au fost jandarmii, polițiștii locali și echipa de ecarisaj. Jandarmii și reprezentanții ai Direcției Poliției Locale și ai Serviciului de Gestiunea câinilor fără stăpâni au acționat în această dimineață pe șoseaua Alexandriei în cazul unui câine agresiv. Un apel pe numărul unic de urgență 112 sesiza faptul că un câine fără stăpân a pătruns într-o locuință, iar proprietarii nu pot ieși sau intra în casă de frică să nu fie mușcați. Jandarmii au asigurat zona, intervenția s-a desfășurat fără probleme. Întâmplarea însă a avut un final fericit. Câinele agresiv a fost prins și transportat la adăpostul animalelor fără stăpân din municipiu. Chiar dacă mulți dintre cetățenii orașului s-au obișnuit cu prezența patrupedelor pe străzi, o mare parte și-ar dori ca animalele să nu mai fie prezente printre cetățeni și astfel de cazuri să nu se mai întâmple.